prieteni, avem o veste foarte bună pentru voi. Din 1 decembrie, Lara Aribel și Mâna Destinului va fi pe Netflix. Așa că fiți alături de noi și haideți să arătăm tuturor forța generației Z. Vă iubim! Care e povestea ta? Povestea mea e scurtă. Unii cred că tu știi unde sunt acele informații. Lara, aș vrea să știu cine e cea care m-a născut. De ce m-a lăsat? Ești sigură că vrei să elimini pe fată? A, fii atent, dacă vezi vreo blondă, mai întâi tragi și apoi îți explic de ce. De ce? Pentru că sunt orfan! Ridică mâinile și întoarce-te încet, acum! Îmi vreau copilul înapoi. Din episodul trecut. Haideți să o încurajăm, vreți? Tatăl tău ți-a spus vreodată că ai fi înfiată? Nu, însă am simțit. Am fost la mormântare. Am văzut cu ochii noștri. Dacă e vorba de același Hugo, acum e în ceruri. Atunci, înseamnă că asta o să vă convingă. Se pare că am o legătură directă cu raiul. Salut, băieți! Știu că e ciudat să mă vedeți așa. Vă rog să ascultați ce are Milfred de spus. Ea mă reprezintă. Am încredere în ea și sper să pot să am și în voi. Trebuie să discutăm. Deci? Ăsta e un Hugo total schimbat. Și acum are și manager? Bingo! Nathan, el m-a adus aici. Ar putea să ne ajute. Ok, îi scriem un mesaj în care îi spunem ce ne face Fausta. Stați un pic, guys. Ca să funcționeze chestia asta, avem nevoie de dovezi. E cineva aici? Simt că e cineva aici, să știi. Dacă ai de gând să ieși, acum ar fi momentul. Altfel o să te consider un ciudat. Am auzit că magia nu e reală. Așa ați auzit voi, eu? Înseamnă că nu o să se întâmple nimic dacă o să fac asta. Ia spune, ți se pare destul de real acum? Vreau să vorbesc cu toți copiii, în privat, pe rând, fără dumneavoastră. Sigur că da. Noi suntem prieteni cu legea. Și legea-i lege, nu-i așa? Bineînțeles, o să vă rog să mergem după dumneavoastră, pe acolo.
Hugo? Hugo? Tu ești? Trăiești? În tot timpul ăsta tu ai trăit bine, mersi, fără să dai niciun semn, lăsându-mă să cred că ai murit și să plâng de dorul tău ca o proastă? Lara, ascultă-mă, te rog! Să ascult ce? Un mincinos care s-a ascuns de mine? De unde știai că sunt la orfelinat? Zi-mi! Mi-a spus Nix că i-au zis băieții de acolo. Vai, ce drăguț! Ca să vezi, Nix știa că trăiești. Nix e o persoană importantă. Și ghici cine nu e? Eu! Am văzut cum te-a mușcat serpina. Am plâns la mormântul tău. Am plâns în somn aproape în fiecare noapte. Îmi ziceam că aș fi dat orice doar să fiu în locul tău. Și acum apare așa deodată zâmbind? De parcă nu s-ar fi întâmplat nimic? Lara, pot să-ți explic. Aici, după ușa asta, e calculatorul la care sunt conectate toate camerele video din orfelinat. Ar fi fost prea simplu. Guys? Unde e Miriam? Era în spatele nostru. Asta nu e bine. Sper că nu se întâmplă din nou. Ce anume? După cum o știu eu pe Miriam, s-a dus și a spus Faustei exact ce facem. Fausta va fi aici din clipă în clipă. Aveți cumva nevoie de asta? Am mai văzut-o pe Fausta intrând din când în când aici. Știam unde e cheia. Mulțumesc și îmi pare rău. Pentru ce? Nu mai contează. Intrăm și noi aici, azi, okay. Să luăm dovezile alea. Azi ești norocos. Zim. Vezi care e ultimul apel și clonează telefonul ăla. Acum. Oprește-te și ascultă-mă! Nu mi-a fost ușor, înțelegi? Nu ai idee prin ce am trecut! M-am transformat complet, Lara. Am avut nevoie de timp singur ca să înțeleg ce mi se întâmplă. Sunt vampir, înțelegi? Vampir! Iar tu erai de negăsit. Nu știa nimeni nimic despre tine.
Morfelia, ești chiar tu. Ce surpriză! N-ai mai fost de mult la noi. Arhiva prăfuită a Consiliului nu e chiar locul în care îmi place să-mi petrec timpul. Am nevoie de un serviciu. Un serviciu? Vrei să spui că vrei să afli un secret? Nu se poate! Trebuie să ai hârtie de la șeful Consiliului. Nu am hârtie, dar am aici. Nu se poate, chiar? Asta e... desertul tău preferat. Trebuie să fac pentru asta? Am două nume. Ira și Vlad Munteanu. Vlad Munteanu. Bine. Dar o să dureze. Nu mă mai mișc ca în tinerețe. Te așteptam. A durat mult? Îmi pare rău. N-am venit cu mâna goală. Un certificat de naștere. Alături este o fișă cu informații pentru arhivă. Ciudat. Certificatul de naștere n-a fost validat de către Consiliu. A încercat cineva să obțină binecuvântarea șefilor, dar n-a reușit. Cine? Să vedem. Să vedem. Da. Nou-născutul era fată, pe nume Ira. La 2 săptămâni după naștere a fost dată dispărută. Apoi s-a aflat în grija unui anume Vlad Munteanu. Un om oarecare. Cine e mama? Mama. Da. Mama-i... mama e Serbina. Filmează, Marcus. Încearcă și din birou. Gata, ajunge. Avem dovezile. Trimite inspectorului.
cunosc. Lara. Tuturor